Da, bună seara! Da, acum e seara, Să noi. nu! Eu mi sunt învățată cu bună ziua, dar bună seara! Da. Natalia, sincer, s-a uitat pe o revistă. Nu știu cum a ajuns Pe revista o aia. carte cu din astea de Crăciun, cu biscuiți de Crăciun. S-a uitat. Și s-a uitat acolo, găsit ea niște biscuiți, niște fursecuri. Și ne-a arătat cu degetul că asta vrea, cu nucă. Un semilună, Da. cum am Nu, zis. acum încerc Acum să-i vedem fac. noi cum facem. Încerc să-i fac ei ce vrea ea. Da. Și eu vreau să fac plăcintă cu struguri întinsă. Dar ăștia struguri din aia Hamburg. Și Da, dacă nu fac acum, ăștia se termină, nu mai se da. Dar găsesc. și așa nu mai este Sunt pe piață. Da, păcătate. îți Și atunci gata. chiar că n-am cum să vă arăt, că astea sunt aromate cu mirosul ăla care îi dă busuioc, Da. știți? Și Tămâioase, nu? tămâios. Da, Și tămâioase, atunci așa. pun astea ceaslă, cum ziceam noi, și pun astea care miroase busuioc. Acum le spăl și vă arăt cum se face. Nici nu le-am spălat ca să vă arăt cum să procedeze. Deci o să vă arate cum o să facem, dar postarea o să fie mâine pusă, pentru că astăzi vă dați seama, noi acum filmăm și nu o să pot așa repede să le postez. Dar mâine o să le postez cum face plăcinta întinsă cu struguri. Wow, deci așa de bun iese. N-am mai mâncat de mult, dar știu că ai făcut mai de mult, dar așa de bun a ieșit. Foarte bun a ieșit. Și cu nucă o să facem biscuiții aia semilună, cum vrea Natalia, biscuiți, eu știu. Așa e, Natalia? Vrei biscuiți? Ok, cu Luna? Cu Luna? Ok, nu, bine. Și o să facem biscuiții aia cu Luna, cum vrea ea Natalia, o să vă arătăm cum o să facem. Și ce să vă mai zic? V-am spus, deci mâine o să posteze și o să vedeți cum o să se facă. Dar acum v-am transmis că eu de obicei pun și seara, acum mai nou pun și seara videoclipuri, numai acum chiar n-am reușit, că am avut și noi lucruri de făcut, adică de rezolvat. Și ce să facem? Așa e la fiecare om în casă. Facem cum putem. Da, facem cum putem, postăm cum putem. Eu editez numai noaptea, întrebați-o pe ea, că câteodată cred că vine la mine și se uită să vadă că ce fac și vede că tot pe tabletă mis. Bune, ce face fata asta la ora asta? Și editez până la 3 noaptea, vă dați seama, eu... No, ce să fac? Asta e. Trebuie Punem să... așa pe șervețel să se Da, le scurgă punem pe apa. șervețel să se scurgă apa. Atunci facem aluatul. Da, luăm imediat. Numai aici, acum, Da, până o să le... facem aluatul și Așa. atunci postăm mâine. Ok. Zi ceva. La ora asta n-ar fi făcut nimic, sincer. Sincer, dar dacă ați fi văzut pe Natalia, uite așa făcea cu degetul, asta o vreau. Da. Asta o vrea. Hai că și așa... Da. Hai să-i facem pofta. No, Și bine. dacă ați ști ce am mai făcut, eu am vrut să fac astăzi, acum, pe mâine, să fac varză dulce. Și am avut niște scărițe proaspete de porc și am zis că nu, le tai, le pregătesc. Deja erau pregătite, dar Angie nu mai mă lăsa, zice, ce vrei să faci? Și prăjitură, și varză, tot astăzi, deci tot acum, pe ea 12 noaptea. Și așa m-o convins să nu fac. Păi da, îți dai seama. Prea mult, nu? Da. Și ce să vedeți că am foc, de-aia n-am nici batic la gât, Da, am că făcut îi, o foc. făcut foc în șemineu. Și eu am un grătar mic. Și era așa un jar frumos acolo în șemineu. Am pus grătărelul, ăla are și 3 picioare. Da. Am pus grătărelul acolo
Și uitați ce i-a făcut la Natalia. Un pic de grătar. Grătar. Acolo în șeminiu. Da, și i-a plăcut. Fost. Nu știu dacă observați un pic de fum aici, de la grătar, dar așa de frumos miroase aici. Deci miroase, dacă ar veni cineva aici, direct i-am face poftă. Am eu un băiat care chiar acum m-am gândit la el, la Adi. Adi, când mai făceam eu așa la copiii mei, mai puneam și cârnați proaspăt pe jar în teracotă, când aveam teracotele. Și se nimerea că era și Adi aici. Și atunci ea spunea, tanti Pușa, dar cum vă descurcați cu grătarul aici? Pe... Da, mă descurc. E, acum îmi pomenește, tanti Pușa, dumneata, dacă arunci o flecă de carne pe jar, e cea mai bună. Da, da. Da. Deci no, a bine. Făcut la Natalia și grătar. Dacă vreți, altă dată vă arăt. Să știți. No, gata, vă las cu Domnul să fie cu voi. Și pe mâine. Da, pe mâine. Vă doresc numai bine, o seară bună. Să aveți în continuare. Da. Domnul să fie cu voi. Amin. Pacea Domnului Iisus să fie cu voi. Noapte bună. Zi, Natalia, noapte bună? Nu. Nu. De ce? Nu vrea. Categoric nu. Nu, că nu vrea să facă nani. Ok. Exact că de-aia. Da. Nu vrea să facă nani. Ok. No, pa, pa. Sănătate. Pa, pa. Natalia, nu te prosti. Fii cu minte. Ok. Și asta vrei să pui?